dimineața. Ce faci? Este ziua în care ei stabilesc cât de funcțională va fi democrația în România. Dacă rezultatul votului va fi dincolo de votul pentru actuala putere și o opoziție puternică, înseamnă că echilibrul democratic se va putea menține în România și lucrurile vor merge bine. Dacă se va crea o discrepanță uriașă între putere și capacitatea opoziției de a genera dezbatere publică, atunci există riscul să ne îndreptăm către acea stabilitate pe care o găsești numai în regimurile democratice, adică stabilitate până la capăt. Cum a fost să votați cu 5 buletine de vot? A fost dificil? Am făcut lucruri mai grele. Uite, spre exemplu, am trecut cu navă petrolier prin incendiu propriei nave. Am trecut prin furtună. Am trecut prin zonă de război. Ce mă încurc în 5 buletine? Era președinte, dar vi se pare corect, vi se pare moral ca foștii agenți? Doamnă, nu discutați decât despre vot. Ce ar trebui să se schimbe în România după alegerile de astăzi? Maria, hai să mergem. La revedere, zi bună! Doriți să comentați această